Slăvița pe Domnul! Amin! Cântarea spune, aș vrea să spun că te iubesc. Și aș vrea să cred că în această zi de dimineață suntem aici că iubim pe Domnul. Amin. Iubim pe El pentru că ce? El ne-a iubit întâi, slăvit să fie Domnul. În această zi de dimineață, Sfânta Scriptură, Cuvântul Dumnezeu ne vorbește de răscumpărare. Cum să nu-i cânt? Că și tu m-ai iertat, că tu m-ai mântuit. Poate unii zic că ce aveți voi acolo la biserică să fiți cu cuvintele pe buză despre Iisus și despre Dumnezeu? Ce vă atrage pe voi să fiți în fiecare duminică dimineața sau după masa sau ori de câte aveți prilejul să fiți acolo la biserică? Pentru că a fost cineva care ne-a iubit întâi. Și acesta este Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic. Și aveți voi de îngenunchiați înaintea Lui. Poate vă umiliți acolo. Aș vrea să spun și versetul unei cântări spune, nu-i mai mare cinste, nu mai mare onoare decât să mă împlec, să mă închin, să mă îngenunchez la picioarele Celui care m-a mântuit. Celui care m-a salvat slăvisă pe Domnul. Că El spune prin prorocul Isaia, priviți din stânca din care a fost obiți și pe gaura copii. Dumnezeu ne-a scos scoși. Dumnezeu ne-a scos din întunericul lumea acestea și ne-a pus picioarele pe stâncă să-L cântăm, să-L lăudăm, să-L iubim, slăviți să fie Domnul. Gloria Lui! De aceea, această dimineață, vrem să-I spunem că El este acela care ne-a răscumpărat și să recunoaștem că El este răscumpărătorul nostru. Pare la Apostol spune, pe când eram noi încă păcătoși, eram vinovați, eram pierduți, Dumnezeu s-a îndurat de noi. Nu-i un merit al nostru, ci inițiativa lui Dumnezeu. El s-a povolit de noi, să se ocupe de noi. În această zi de dimineață, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre răscumpărarea poporului Israel din robia egipteană, dar aceasta vrea să anticipeze, să ne aruncăm privire spre marea răscumpărare a lui Iisus Hristos, prin sângele vărsat în dealul Golgotei, pentru toată omenirea. Slăviță pe Domnul! Amin. Ce minunat este Domnul! Ce minunat este El! Că El ne-a iubit așa de mult! El ne-a iubit întâi! El ne-a căutat! Nu noi! Noi rătăceam încoace și încolo, ca niște oi pierdute! Eram mai nimănui! Eram străini de legămintele sfinte! Eram străini de jertfa Domnului Iisus Hristos! Eram străini de valoarea și prețul sângelui vărsat în dealul Golgotei. Dar El s-a îndurat de noi și m-a căutat pe mine. Și în această zi dimineață și voia ca Domnul să ne cerceteze. Eu sunt un om simplu, unul ca și dumneavoastră, mântuiți prin harul Domnului. Dar știu El să ne vorbească, să ne cerceteze, să ne facă să înțelegem valoarea prețului cu care El ne-a răscumpărat, gloria lui Dumnezeu. În prima parte, Cuvântul meu ne arată despre răscumpărarea poporului Israel și că El este Dumnezeu măreț și atotputernic. În celelalte teste biblice ne arată despre valoarea poporului Dumnezeu, că El ne-a scos de acolo și ne-a pus să fim părtași cu Sfinții, să fim poporul Lui. Și onoare, ce stin, cinste! Ce măreție! Să nu mai fie a nimănui! Să fii poporul Domnului! E mare lucru! Având în vedere toate lucrurile acestea, atunci ne putem adânci să spunem, Doamne, cât de mult te iubesc! Că și Tu m-ai salvat! Slăviți să fie Domnul! Amin! Aș vrea această zi dimineață să ne oprim puțin la testul care a fost citit și mi-a plăcut așa de mult. Începând de versetul, cum spune, Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis. Ce minunat este
să se coboare cel pe înalt, să spună, eu sunt Domnul, eu îți vorbesc ție, mă apropii de tine să-ți vorbesc. Moise, omul lui Dumnezeu, a auzit vocea lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a vorbit lui. Iubiții mei, în cartea lui Luca, tatăl lui Ioan Botezătorul, Zaharia, spune Sfânta Scriptură și aș vrea dacă ești pregătit să pui versetul acesta acolo. Să citesc din 1 Luca, capitolul 1, și cred că cu versetul 6. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Zaharia și soția lui. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduile lui Dumnezeu. Ce minunat! Și Domnul s-a apropiat el să-i vorbească, nu? S-a apropiat el să-i vorbească, să-i spună ceva. Am un mesaj pentru el. Iar în tot în Luca, în capitolul 2, cu versetul 25, găsim drumul acesta. Pentru că aș vrea să anticipăm ceea ce aș vrea să scot în evidență. Uitați ce spune aici. 2:25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frică lui Dumnezeu. Era așteptat mângâierea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt să înțelegeți că nu va mâine înainte ca să vadă pe Hristosul slăvise pe Domnul. Ceea ce aș vrea să puntez aici, am vrea noi să ne vorbească Dumnezeu? De multe ori nu merită noi. Și nimeni nu poate să spună că merităm. Dar în îndurarea lui Dumnezeu ne vorbește. Dar e important să observăm că Zaharia ducea o viață neprionită, o viață sfântă și ținea cu sfintețe toate poruncile Domnului. Adică e interesat de voia lui Dumnezeu. El e interesat de cuvântul lui Dumnezeu. Despre omul acesta, Simeon spune că ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt era peste el. Aș dori în această dimineață Duhul Sfânt să fie peste noi. Să ne cerceteze el, nu ce spun eu. Și aș vrea Duhul Sfânt să ne vorbească în inima noastră și în inima noastră. Că mai mult decât cuvintele mele, este Duhul Sfânt care se poate să ne vorbească în ființa noastră. Dumnezeu vorbește sub diferite forme, în diferite feluri. Dar este important să luăm seama. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit în vechime și vorbește și astăzi, sub diferite forme. Dacă la noi să Dumnezeu vorbea într-un anumit fel, și aș dori să citim cuvântul meu să vedem diferența între Moise și ceilalți, Dumnezeu spune prin Iov, în capitolul 33, și e important să citim lucrul acesta, lucrul acesta îl vede și prorocul Ioel, dar îl ia și ne spune cuvântul acesta și Petru, nu? Uitați ce spune. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama, orice bine ar fi, să luăm seama că Dumnezeu ne vorbește sub diferite forme. Ne vorbește prin vânt, prin furtună, ne vorbește prin diferite situații. Ne vorbește când Dumnezeu ne salvează din diferite primești. Dumnezeu este acela care este atunci, prin diferite lucrări, ne vorbește nouă. Mi-amintesc că odată, și aș vrea să spun și am mai spus-o, pentru că sunt acum aici, este mila și harul lui Dumnezeu. El nu vrea de câte ori am fost în primejdie, dar Dumnezeu l-am văzut acolo. Este acolo când el și-a pus mâna, m-a ocrotit, pentru că s-a îndurat de mine și m-a iubit. Și spune odată omul Dumnezeu, cum voi răsplăti eu, psalmistul? Cum voi răsplăti toate binefacerile lui Dumnezeu?
voi umbla înaintea căile Lui și îmi voi împlini juguințele și Domnul să ne ajute, să ne împlini toate juguințele. Spune aici, El vorbește prin visul, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cuvodați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci le dă înștiințări, le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie și să-i păzească sufletul, să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Dumnezeu vorbește, a vorbit în vechime și vorbește și acum. De altfel, suntem în primejde în toate zilele vieții noastre. Spuneam că, și doar un aspect să arăt, eu știu, un motiv. Amintesc că unde am lucrat, eu am lucrat la dispecerizare cel mai mult timp și acolo mă ocupam cu lucruri, nu cu tensiuni mari, eu am ocupat cu interfoane, semnalizări, cam mai de la vedere ce aveam acolo, dar m-a luat pentru că la sectorul general, unde se iau instalații de 6.000 mai mult, m-am luat pentru perioada acolo ca să aveau personal mai puțin. Și mi-amintesc că aveam o lucrare și cel care coordona lucrarea mi-a zis că desfăce luna asta și l-am întrebat, dar este decuplată? Și ce sigur că da. Și am desfăcut capacul să umbrune celula acolo. Și când am desfăcut capacul jos în cutia respectivă, erau pornele de 6.000 cine, cât de cât fratele Popescu știe foarte bine, nu că am lucrat acolo, acolo am înțeles o cheie. Probabil cineva când a lucrat ne-a intentat acolo. Și am băgat mâna și am luat cheia. Nu știu cum de n-am atins, dar cred că mâna Domnului a fost acolo. Pentru că omul care coordona lucrarea a greșit și celula era sub tensiune. Vă dați seama? Dacă ați ziceam cu cheia ce se putea întâmpla? Mulțumesc Domnului că m-a păzit, nu? Slăviți să fie Domnul! El este a tot puternic. De aceea l-am citit în cartea prorocului Isaia. Nu te teme nimic, că eu sunt cu tine. Ce minunat este! Cum să nu mă plec? Cum să nu încerunchez? Cum să nu pot mă poștern înaintea Lui? Când El este bun. Dumnezeu vorbește prin proroc, vorbește prin vedenii. Dar în mod special aș vrea în această zi să observăm cum îi vorbea Dumnezeu lui Moise. Să citim din Numeri, capitolul 12, și mergem cu versetul 6 și 8. Dacă poți, dacă nu, eu citesc de aici. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, după ce Maria, sora lui Moise și Aron, au început să vorbească numai prin Dumnezeu, prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește și prin noi. Și Domnul s-a mâniat pe locul acesta și i-a zis, chema, duceți-vă câte trei, toți trei acolo la cort și zice, eu vă voi bobări în stâlp ce vă voi spune. Și uitați ce spune. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Obișnuia Dumnezeu în felul acesta să comunice cu oamenii, cu cei ce erau proroci. Dar, uitați ce spune mai departe. Nu tot așa este însă cu robul meu, Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut voi să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Cum îi vorbea Dumnezeu lui Moise? Moise era un om deosebit. Era înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbea gură către gură. Și lucrul ce aș vrea să menționez aici, că spune în felul următor. El că cel vede chipul meu, adică chipul lui Dumnezeu. Și aș vrea să facem deosebirea aici. Că mulți din zilele noastre sunt coșuri, l-am văzut pe Dumnezeu. L
l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos și mi-a spus: iubiții mei, frați, să nu ne grăbim să spunem cuvinte cuvite. Despre noi se spune că El vede chipul lui Dumnezeu. Ce înseamnă chipul? Este o asemănare într-un anumit fel care îl reprezinte pe Dumnezeu și poate Dumnezeu prin prezența Lui să vorbească de la Dumnezeu. Că spune Dumnezeu că nimeni, când Moise a zis, arată în fața. Nimeni nu poate să-mi vadă fața și să mai trăiască. Nu poți să te vezi fața lui Dumnezeu, tu un om păcătos, un pământean. Dar Domnul i s-a arătat într-un anghi și vorbea în mod deosebit, avea vocea, auzea vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbea lui și știa cum să conducă poporul, slăvit să fie Domnul. Vorbea și cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citesc. În Exod, în capitolul, dacă nu greșesc, 33, cuvântul lui Dumnezeu spune pe următor. Când Moise era îngândurat și îl durea pentru că poporul s-a bătut de la calea lui Dumnezeu și a zis în felul următor: nu mă mai duc cu voi. Poporul zice, un popor încăpățânat și n-ascultă. Nu mă mai duc. Mergeți voi. Și Moise a zis: dacă nu mergi tu însăși cu noi, nu-mi lăsa să plecăm fără tine. A zis Moise. El a înțeles că fără Dumnezeu nu iese izbândă. Fără Dumnezeu n-are sens să stea el în fața poporului. El avea nevoie de Dumnezeu. Avem și noi nevoie. Doamne, fii cu noi. Nu lăsa să plecăm niciodată fără tine. Oriunde, orice hotărâre am luat, am vrea să nu luăm fără tine. Și în aceste împrejurări, cum se va ști că am căpat trece înaintea ta? Că eu și poporul tău, oi nu când vei merge tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? De ce suntem noi deosebiți? Pentru că Domnul merge cu noi, slăbit să fie Domnul. Și că noi nu vrem să mergem fără El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce încerc acum, căci ai căpătat trece înainte mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, dacă mă cunoști tu pe nume, și dacă tu știi că sunt înaintea ta, și dacă mă recunoști ca slujitor al tău, a zis în felul tău, arată-mi slava ta, să știu că tu ești cu mine, să am convingerea, adică să nu mă duc așa cu îndoială și cu nesiguranță. Aș vrea să știu că tu ești cu mine. Și Domnul i-a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau și de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Aș vrea să mă opresc puțin aici. De multe ori am auzit și să spune, Domnul dacă se îndură, dar dacă Domnul nu s-a îndurat de mine, se îndură numai de altul și de mine nu se îndură. Oare așa este? Oare așa asta vrea să spun aici? În ce împrejurare îi spune lui Moise Dumnezeu lucrul acesta? Când îți arată-mi slava ta. Și uite, dacă tu vrei, mi-ai spus să mergi eu cu tine, voi merge și cu tine și cu poporul. Și Moise zice, uite, arată-mi slava ta. Uite, mă duc și o să-ți arăt slava mea. Ca să vezi că eu sunt și mă arăt cui vreau și mă duc. Adică în privința aceasta Dumnezeu s-a îndurat de Moise. Că a pus să-i arate slava lui. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu se îndură de noi, de toți. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta. Domnul a zis, fața nu vei putea să ne-o vezi. Deci, fața lui Dumnezeu nu se poate să o vedem noi și apoi să mai trăim. Că nu poate omul să mă vadă ce se trece. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când voi trece și spune mai departe, voi sta încăpătură, tu vei sta încăpătură. Și mă vei vedea doar pe dinapoi. E
Iubiții mei, frați și sorori, ce aș vrea să spun că Dumnezeu vă umbrește în sub diferite forme. Numai noi să luăm bine seama la Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață să împart textul acesta în câteva puncte. Odată, dar e vorba de răscumpărare, adică cineva trebuie răscumpărat, nu? Ori că e vorba de un om, ori că e vorba de anumite obiecte. Și cineva trebuie să fie să răscumpere. Și cineva care răscumpără trebuie să plătească un preț. Dar ca să plătească prețul acesta trebuie să aibă un motiv, nu? Că eu vreau să răscumpăr un obiect, fie că e anametat, fie că i-a fost vândut, a fost pierdut, ca să-l răscumpăr trebuie să am un motiv ca să-l răscumpăr, nu? Dacă e vorba de anumite persoane, atunci trebuie să am motiv, poate trebuie să plătesc un preț. Prețul poate să fie în bani, poate să fie sub alte forme, dar trebuie să am motiv. Și slăvit să fie Domnul. Căci motivul cu care Dumnezeu a venit a fost acela. Pentru că te iubesc. S-a cântat în această dimineață că te iubesc. Pentru ce a venit Dumnezeu să răspundă pe poporul Israel? Fiindcă l-ai iubit, ai preț în ochii mei. Am văzut unde ești. Am văzut în suferință, am văzut robia. Vreau să te izbăvesc. Vreau să te scot afară de acolo. Cu mână puternică. Pentru că ești al meu. Și pentru că vreau să fii poporul meu. Nu mai vreau să fiu un loc. Nu mai vreau să fii acolo, să fii asupui, să plâng, să te suspin. Că toate acestea au ajuns până la mine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu vreau să te izbăvesc de aici. Vreau să te scot. Și în altă parte spune cuvântul Domnului Zagin, dau Egiptul pentru tine. Nu contează valoarea, dar vreau să fie aia mea. Nu contează cât mă coastă, chiar dacă e supra preț. Dar vreau să plătesc, că vreau să fie aia mea. Vreau să iau sub stăpânirea mea. Nu mai vreau să fie altcineva. Slăviți să fie Domnul. Amin. Că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, pe noi. Pe oameni, pe lume, când vorbește aici, vorbește de oameni. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu lumea cât ce-a făcut. L-a dat pe singur să fiu, să moară pentru noi. Cât de mult, atât de mult, cât de mult? Atât de mult, cât? Atât de mult că nu se poate măsura. E supra-preț. Acoperă sângelui orice, orice, pentru oricine. Nu este păcat. Ca să nu șteargă Domnul prin sângele Lui. Nu este cădere, Dumnezeu, nu te poate scoate Dumnezeu prin puterea sângele Lui. Pentru că atât de mult ne-a iubit El. Cât de mult? Atât de mult! Nu are preț! E bunătatea Lui ajunge de la cer la pământ și tot universul. Pentru că ne-a iubit atât de mult pe noi. Meritam noi? A fost inițiativa noastră? Dumnezeu spune, în sudul cărții este scris despre să facă cuvânta Dumnezeule. Pentru că nu s-a găsit nimeni. Când a fost fata, nu s-a găsit nimeni să se aducă să răscumpere pe om din pierzare, din păcat, din fără de lege, din moarte, să-l aducă la viață. Dar pentru că Dumnezeu l-a iubit așa de mult, l-a căutat să scoată. Dar aș vrea să trec mai departe. Și să vorbim despre răscumpărat. Cine e acela care trebuie să fie răscumpărat de răscumpărător? Și după aceea, care e prețul? Și care e motivul? Și după aceea, ce trebuie să facă cel răscumpărat? Dacă nu o fi timp să vorbesc din aceste toate, dar aș dori Domnul să ne întipărească cel puțin lucrurile acestea. Că noi am fost pierduți. Am fost pierduți, eram obiectul, sau eram persoane, eram poporul care trebuia să fie răscumpărat. Și că cel ce s-a găsit să ne răscumpere este Dumnezeu Tatăl. Și că El ne-a iubit, ăsta e motivul, că ne-a iubit așa de mult. Și prețul care l-a plătit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și acum ce trebuie să facem noi? Pe noi care ne-a răscumpărat Domnul. Să-L iubim pe El. Să-L ascultăm, să slujim. Dar aș vrea să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu.
că ce s-a petrecut atunci, în vechime, de multe ori se petrece și în zilele noastre. Aș vrea să ne amintim de prima pereche. Pentru ce a fost amăgită Adam, Eva și Adam? Care a fost motivul de căderea lor? Care a fost motivul pentru care s-a vândut să asculte de cine? De șoapta deavolului. Mâncarea. Nu? Se iasă guste de acolo. Dar nu erau suficient spomi în grădină? Nu erau suficient spomi acolo? Da. Dar acolo e parcă le mai bun. Să ne asculte Domnul. Aș vrea să ne amintim că vorbim despre robia poporului Israel. Pentru ce s-a dus poporul Israel în Egipt? Pentru ce s-a dus acolo? Pentru mâncare și băut. Auzit? Iacob, acolo este perfect de viu. Dincolo de planul lui Dumnezeu, pentru ce s-a dus? Ca să mănânci acolo, nu? Iubiți-mi, frați și sorori, aș vrea să ne mărturim la lucru. După ce Dumnezeu i-a trecut prin Marea Roșie și au ajuns în pustie, pentru ce au cârtit și ne-au ascultat pe Dumnezeu? N-avem apă de băut, ca pe astea mare, și nu o să strici de cum ghirea special, în momentul care ne-ai scăpată din lansul, din robia lui egiptenilor, ne-ai trecut prin Marea Roșie, ai făcut un drum prin mare, ai făcut să suflă vânt puternic toată noaptea și ai oprit apele aici și în partea asta și poporul a trecut. Și cum spunea cineva, n-a fost o apă mare. Bine, n-a fost așa de mare după cum spun unii, nu? Dar după ce au trecut poporul, cum de s-au înălcat farul și caii și călăreții lui? Dacă n-a fost apa mare. Iubiții mei, frașii soi, Dumnezeu este Dumnezeu minunilor. Și când a ajuns poporul în pustie, nu îi mai ieși de foame! Dă-ne carne să mâncăm noi să! Și a avut Dumnezeu și de unde să le dea. Dar e trist. Că atunci când a fost sete, au cârtit, sau au supărat pe Dumnezeu, au murmurat. Atunci când a fost foame, Dumnezeu le-a dat mană din cer să mănânce. Bană a fost situații că le-a dat și car, numai să fie mulțumiți. Și totuși i-au cârtit. Și în concluzie, pentru ce? Pentru mâncare și pentru băutură. Aș vrea să ne aducem un alt exemplu din Sfânta Scriptură. Era un împărat Ahab în Israel și avea multă bogăție și multe vii. Dar avea Nabot o vie. Și era tare mic. O vreau tare lui Nabot. Dar ai tu vii destule? Dar o vreau pe aceea. Prin aceasta vrea să vedem înclinația omului. Că toate căile omului e îndreptate numai spre fără de lege, spre rău, spre păcat. Și a văzut soția lui Izabela că e năcăzit. Cum se întâmplă și în zilele noastre femei cu inițiativă, nu? Lasă bărbatul că nu știi tu cum să rezolvă, eu știu cum să rezolv problema aceasta. Și zice, stai liniștit. Uite, o să ai tu via lui Nabot. Eu o rezolv tot, numai tu, tu-te. Și pune pe oameni de nimic și știm lucrul acesta. Și nu moară în urmă pe Nabot. Și zice acum, du-te tu acum în vie, ia-ți fia ta via. Nu mai este murit, ia-ți fia. Și aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Din un împărat, capitolul 21 cu 20. Ahab a zis lui Ilie, după ce a mers acolo să-și ia via, m-ai găsit, vrășmașule? Și el a răspuns, te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este înaintea Domnului. Cine s-a vândut? El. S-a vândut să facă rău. Că s-a dus acolo la soția lui Dumnezeu și a zis, vreau via aceea, cum? Da, ai tu vii destule, dar vreau. În zilele noastre, câți n-au mii de euro, dar mai vreau un milion. Mai vreau încă două.
și dacă ai putea cumva să înșele. Iubiții mei, frați și sorori, ne arată Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu-i place când cineva se poartă cu nedreptăți față de fratele lui. Doamne, ajută-ne! În toate împrejurile noi să ne fim oameni, să umblăm cu dreptate înaintea lui Dumnezeu. Să nu râvnim la ce nu este al nostru, că Dumnezeu este Cel ce ne binecuvintează. Omul acesta s-a vândut pentru bani, adică pentru vie, nu? Dar să ne facem un alt caz. Iosif, vândut de frații lui. Pentru ce l-au vândut? Dincolo că era planul lui Dumnezeu să ajungă acolo. Nu vorbim de că Dumnezeu lucrează mai presus decât nevoinicia gândului și a planurilor noastre. Pentru ce l-a vândut? Pe bani, nu? Ca să aibă bani. Dar aș vrea să trecem mai departe. Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus, el care avea pungă acolo. L-a vândut pe Domnul Iisus pentru ce? Pentru bani. Și apoi a văzut că sunt așa de mult ai banii să vinzi tu pe Creatorul, pe Stăpânul tău, pe Domnul tău, pe Mântuitorul tău, pentru 30 de aginți. Doamne, iartă-ne! Că adesea se întâmplă și în vremurile noastre. Pentru lucruri de nimine, vindem pe frații noștri. Poate nu pentru bani. Poate pentru alte poziții, poate pentru alte lucruri. Dar aș vrea să mă mai opresc la încă o situație. Din Noul Testament. Anania și Safira. Pentru ce și-a vândut ei părtășia cu Domnul și Renată? Pentru ce? Pentru o parte de bani că au oprit-o acolo din moșerea că a vândut-o. Asta vreau să nu știe nimeni. Să spunem o minciună. Și atunci rămân cu niște bani. Iar place Domnului lucrurile acestea? Nu-i plac. Doamne, te rog, în această dimineață, fă-ne să înțelegem care este voia ta și fă-ne să vedem pericolele de cădere. Aș vrea să ne amintim cu lucru. Și Domnul să ne lumineze și în privința aceasta. Era lasă și bogatul. Și omul acesta era bogat. Și avea multe bogății și acolo la poarta lui e unul Lazar. E bolnav, plin de bube, sărac și n-avea ce mânca. Dar omul acesta și-a închis inima și asta multe zile și mult timp acolo. Până într-o vreme, într-un timp, când s-a murit și unul și altul. Dar omul ăsta nu s-a îndurat. Se-i dea și la cel Lazar, necăjit și bolnav. Se-i dea din nou bogăția lui. Poate nu se ne ajungă mie să fi gândit el. Nu. Și-a închis inima, iubiții mei, frașă, aș dori și acest moment să-l păstăm, să ne aducem aminte de Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să mergem puțin mai departe. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16, și aș vrea să deschid să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aș vrea ceva să învățăm de aici, și eu și dumneavoastră și oricare. Aici e vorba despre Pavel și Sila, care se duceau la locul de închinare și o slujnică, o femeie robă, era obită de un duh de greșire și ne vorbește oamenii aceștia. Ce aș vrea să spun în felul următor de aici? Că de multe ori, pentru lucrarea lui Dumnezeu, și despre a vorbi despre fără de lege și păcat, a trebuie să suferi. Și dacă trebuie să suferi, mai bine să suferi, decât să nu scoți în evidență planul celui rău, să nu trebuie pe față păcatul. Uitați ce spune aici. Când am văzut stă... Pavel a mostrat durul acesta de vicie, și când au văzut stăpânii Moabei că s-a adus nădejdea câștigului lor, nădejdea câștigului lor, adică stăpânii acestei Moabe, acestei femei, devenea bani. Pentru că vicea. Și când a văzut că li se duce sursa de câștig, sursa de a primi bani,
nemunciți, nu? A zis așa, omne, așa ce ne tulbură cetatea, sunt niște iudei, care găsesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie să le primim, să le luăm. Nu? S-a ridicat împotriva lui, după ce spune acolo, i-a prins, i-a bătut, i-a spus hainele de pe ei și a băgat în teniță. Și aici vreau să rămânem puțin, iubiții mei. Când au ajuns pe Pavel și cu Sila acolo în teniță, a zis, mai nu puteam noi să tăcem din gură, să nu mai spunem noi nimica, pentru că s-a număstat Duhul ăsta dificil, acum suntem aici în închisoare, cu lațul la mâini, cu picioarele îmbuduci, mai nu mai putem să stăteam de vorbă, să nu zic nimica din gură. Așa a zis Petru și Sila. De multe ori se întâmplă în vremurile noastre, păi decât să-mi fac dușman pe ei sau pe ei, mai bine tal din gură și nu-i spun. Mai bine mă fac că nu știu și merg așa lucrurile din mână în mână și lucrurile iau amploare și umăr, strigă pe celălaltul. Iubiții mei, frați și sorori, de multe ori înțelegem greșit anumite teste de Sfânta Scriptură, dar oamenii aceștia nu s-au căit, nu le-a părut rău că nu stea Duhul acela. Și au stat cu picioarele în buduș și ce făceau? Cântau și se rugau înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, că este puternic, i-a izbăvit, slăvit să fie Domnul. Că El este puternic. Adeseori, venim cu teste biblice și spune Domnul Iisus în pilda cu neghina, și spune când le-a spus să mergem să smulgem și neghina de acolo. Și Domnul a zis nu. Ca nu cumva să scoțând neghina, să scoți și un fric de grâu. Lăsați-le până la vremea secerișului. Și adeseori, pe baza acestor lucruri, fără să stăm să le medităm ce vrea Domnul să spună acolo. Aș vrea să spun. Ce înseamnă a scoate o plantă din pământ? De vorba de neghină sau de grâu. Ce înseamnă? Aseamnă a se usca, nu? Că scoasă din pământ, nu mai are rădăcină, nu mai are bază, nu mai nu se alimenteze și scoasă. Și atunci ce se face? Se usucă. Domnul nu lucrul acesta îl vrea de la noi. Domnul vrea îndreptarea noastră. Asta nu înseamnă tăcea. În pasul Pavel Apostolul, când a văzut, era acolo în Corint, unul care era în păcate, exitați afară de lucrul acesta. Și mai departe, în a doua epistolă, spune cuvântul lui Dumnezeu, cine? Să nu cumva se cadă din păiat mai multe, întoarceți vă iar și înconjurați nu cu dragoste și cu căldură. Dar aș vrea să mă amintesc un lucru. Când Domnul Iisus vorbește și spune, dacă fratele tău a greșit împotriva ta, Domnul n-a spus acolo să nu-l ierți. Domnul a avut în vedere îndreptarea lui și zice, du-te muscă. Și dacă se crește, dacă îi pare rău, l-ai câștigat. Ce-a avut Domnul de aici să spună? Că trebuie câștigat, dar trebuie să-i spui, uite, ai făcut lucrul acesta, nu este bine. Dacă nu te ascultă, mai ia pe cineva să fie învățată, mă trebuie doi sau trei martori, nu? Și dacă te ascultă, l-ai câștigat. Iubiții mei, frați și sorori, care-i scopul când vorbești cu cineva? Care-i scopul când este disciplinat cineva? Este scopul, este îndreptarea. Asta nu înseamnă smulgere. Apostolul Pavel vorbește în evrei când spune că Domnul se poartă cu noi ca și cum se poartă un copil, un părinte cu copilul lui. Care părinte care își iubește copilul, nu își pedepsește copilul atunci când greșește. Domnul se poate cu noi și în felul acesta. Adesea ne pedepsește Dumnezeu pentru dreptarea noastră. Păi de câte ori eu am spus și probabil și dumneavoastră, Doamne, îți mulțumesc că m-ai pedepsit pentru că mă iubești. Și ai vrut să mă îndrept. Ai vrut ca eu să revin pe calea ta. Ai vrut să fiu aproape de tine. Dar Domnul să se îndure de noi, să înțelegem în Sfânta Scriptură și în privința aceasta, Domnul să fie slăvit. Amin.
La scumpărătorul nostru este Dumnezeu, Tatăl, slăvise pe Domnul. Dar cine este de răspuns suntem noi. Și Domnul s-a îndurat de noi. De unde? Aici, din căderile noastre, din păcatele noastre. Pentru că oamenii se vând lucruri, se vând singuri, se vând pentru lucrurile firii pământești. Nu vi s-a întâmplat? Vi s-a întâmplat și mie. Și am crescut în diferite stări, neplăcute lui Dumnezeu. Te vinzi păcatul, te vinzi la anumite lucruri. Pentru ce? Pentru nu știu lucruri pieritoare. Sau, unii se vând pentru pământ, unii se vândă pentru bani, unii se vând pentru lucruri sau bunuri mobiliare sau imobiliare, nu? Unii se vând pentru anumite plăceri, unii se vând pentru anumite slujbe, unii se vând pentru anumite funcții, pentru că interesează funcția, interesează slujba, nu contează pe cine dărâmă, nu contează dacă păcătuiește. Doamne, luminează în această zi de dimineață. Pentru ca orice lucru din ce am amintit și altele asemenea, să nu le punem mai presus decât a iubi pe Dumnezeu, Tatăl nostru, pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pe primul loc, este El. Am avut ocazie de multe ori să spună, aș fi dat partea Domnului, dar nu mi-a mai ajuns, nu mi-a mai rămas, n-am mai avut de unde. Iubiții mei, dragi și surori, cine ne dă toate lucrurile? Cine ne dă sănătate? Cine ne poartă de grijă? Dacă n-ar fi El, ce-am avea? Dacă avem ceva, avem că am primit de la El. Dar adesea în aceste lucruri cădem. Și atunci ne mirăm de multe ori. De ce e așa? Pentru că Dumnezeu vede toate lucrurile. Slăviți să fie Domnul! De multe ori spunem lucrul acesta, nu să-L punem pe primul loc pe Dumnezeu. Nu? Din banii noștri, din timpul nostru, din activitatea noastră, aș reveni la rugăciune. Bine, dar n-am avut timp. Dar ce ai făcut? Unde ai fost? Și dacă ar fi fiecare să dea răspunsul, unde a fost joia sau vine când a fost rugăciune, sau n-am putut să vin duminică dimineața la biserică să mă închin aici, oare pentru ce ne-ai venit? Domnul știe, sigur. Poate ai întârziat undeva, uitându-te de la altceva, și mi-ați n-ai putut să vii la rugăciune? Doamne, iartă-ne dacă am făcut așa. Pentru că toate aceste lucruri ne îndepărtează, ne rup de Dumnezeu și de multe ori Dumnezeu intervine ca să ne răscumpe, ca să ne pedepsește, ca să ne trezească la realitate. Adeseori ne mustră frații, adeseori sunt diferite împrejurări. Dar, pentru că aș vrea să închei și să nu lungesc prea mult, aș vrea să fac și loc la fratele. Prețul, vorbim și aș vrea să medităm atent la lucrul acesta, prețul răscumpărării noastre, că nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărat din felul vostru de vezuire. Însăși prin sângele Domnului Iisus Hristos ne dă noi seama când trăim noi bine, atât de mult Dumnezeu ne-a iubit, cât ne-a bine prețul cu care l-a plătit Domnul pentru noi să ne răscumpere din păcat și de presiune strămute din subdomnia lui Satana în împărăția slavei Fiului Său, ne dă noi când trăim noi bine lucrul acesta, de unde ne-a scos Dumnezeu și unde ne-a pus să stăm cu Sfinții, din oameni care nu eram al Lui, să ne facă poporul Lui, să ne facă copiii Lui, să moștenim viața veșnică, e prețul care l-a plătit Iisus Hristos în dealul Golgotei pentru noi. Că spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a vorbit de oamenilor într-un fel sau altul, prin proroși, prin diferite lucruri, dar vineri din urmă ne-a vorbit prin cine? Prin însăși Fiul Său. Iisus Hristos Domnul și astăzi ne vorbește prin Fiul Său, cheșa de viață și a sângele pentru noi. Ce-ar trebui să facem noi acum? Să slujim Domnului cu toată dragostea și să-L iubim, să ne păzim menții în alte lume, să fugim de poftele firii pământești care caută să ne robească, să căutăm să fim o viață sfântă și curată, iubindu-L pe El. Apreciind și mulțumind toate zilele noastre.
De poetul care l-a dat el, cum a spus, Petru spune, căci nu cu aur și cu argint, nu cu ceva trecător, ci cu sângele sfânt al lui Iisus Hristos ne-a răscumpărat, ne-a scos acolo, din morcirea, să ne credem în el. Și știți ce spune Isaia? Ești poporul meu, pentru că ce te-am săpat aici. Nici cu un chip n-am să te uit. Chiar dacă o mamă poate să-și uite copilul care l-a dat la sân, cu niciun chip, spune Domnul, eu nu te voi părăsi, nu te voi lăsa. Nu contează unde ai trecut și spunea cineva, și spunea fratele și astă dimineață, fratele Angeluță, pentru ce nu vrei să lași pe Iisus? Nu pot, că iubesc pe Domnul. Nu contează că stai cu picioarele în butuci. Nu contează că trebuie să fii omorit. Nu contează să fii dat la arene, în la lei. Nu contează aceasta. Că viața noastră, Iisus, e ascunsă cu Iisus Hristos la Tatăl, la Dumnezeu. Pentru că nu așa de mult contează viața aceasta, ci viața veșnicia. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nu contează ce preț aveți sau trebuie să plătim. Dar pe lângă aceasta, de multe Dumnezeu ne izvolvește din cele mai grele necazuri. Nu contează că sunt bolnav acum. Important că sunt copilul Domnului. Când trăim noi bine lucrul acesta, că Dumnezeu ne-a răscumpărat și suntem copiii Lui, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Bine. Și pentru că timpul a trecut, aș vrea să mă limitez doar atât. Și Domnul să-L binecuvintez și pe fratele, să ne dea un demn și Domnul să ne ajute să-i spăgim. Amin. Amin.